Se vorbește mai mult despre beneficiile sportului decât despre contraindicațiile sale. Efortul fizic exagerat poate avea însă consecințe dintre cele mai grave. Tot mai mulți tineri care joacă fotbal sau care aleargă au dureri puternice de genunchi, de gleznă sau musculare. Unii fac chiar artroze, unde durerile sunt insuportabile. Ce sport alegem? Cum putem face mișcare fără riscuri? Ne spune chiar acum domnul dr. Marius Uscatu, medic specialist în ortopedie traumatologie cu competență în chirurgia gleznei și a piciorului. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Cu ce probleme vin tineri la dumneavoastră? La ora actuală, din ce în ce, mai mult se prezintă cu uh, probleme articulare, care sunt datorate, așa cum ați bine ați precizat, supra-solicitării de tip sportiv, pe lângă supra-solicitarea profesională sau cea dată de greutate. Prin urmare, dureri de genunchi, de gleznă, de antepicior și numai puțin de umăr, pentru că a luat o amploare foarte mare, uh, se zice, mersul la sală, unde se, se solicită foarte tare umărul și a explodat numărul de, de probleme ale umărului. Dar există sporturi care fac rău sau există sporturi care fără încălzire fac rău? Din punctul meu de vedere și un punct polemic, pot să spun, jogging este un sport extrem de dăunător, cel puțin articulațiilor membrului inferior. Indiferent că îl practicăm, știu eu, încălzit sau neîncălzit, este un sport dăunător ca și fotbalul. Nu înseamnă că este interzis, însă trebuie să, să înțelegem că există sporturi dăunătoare articulațiilor noastre este interzis sau este dăunător în exces sau nu avem voie deloc să alergăm? Toată este, lumea îndeamnă la alergat. Este dificilă limita, însă eu ca unul care văd în fiecare zi tineri sau mai puțin tineri cu probleme datorate jogging-ului, datorate alergării Indiferent uh, de încălțămintea pe care indiferent o poartă de că știu că și aici este discuție. Indiferent. Eu îndemn întotdeauna să meargă către un sport mai soft un sport mai ușor, cum este Anume. ciclismul în notul. Știu eu chiar rolele sau practicarea schiului, din punct de vedere la articulația membru inferior, este mai puțin agresivă pentru genunchi sau pentru gleznă, schiu, practicarea schiului, decât jogging sau fotbalul. Vorbim aici despre cei care practică un sport de performanță sau în nu general numai. despre orice? Nu mai. Am nenumărați, știu eu, sportiv de duminică sau sportiv de două ori pe săptămână, care prezintă exact aceleași simptome ca un sportiv de performanță. Obosirea uzura marcată și rapidă a articulațiilor, cu dureri foarte importante și fără, mai ales fără soluție. Nu există soluție în artroză, în distrugerea articulațiilor. Este indicat că înainte de a ne apuca de un sport să mergem la un medic pentru a vedea care este starea articulațiilor noastre, astfel încât să ne poată îndruma spre un anumit sport? Evident, iar lucrul ăsta ar trebui să se adreseze în special copiilor, care sunt de multe ori împinși către sporturi un pic. Să spunem, neadaptate Constituțiilor, neadaptate articulațiilor, mai ales că, din punct de vedere constituțional, noi ne moștenim părinții. Ori, un părinte care are probleme articulare, probabil că uh, și copilul va avea aceleași probleme articulare, nu neapărat legată de greutate, ci de fondul genetic al unui anumit tip de cartilaj pe care l are constituțional individul. Vedem acum uh, imagini de pe stadion. Fotbalul este indicat sau nu? <laughs> Iar -o cu dacă... Este o privire polemică a mea, pentru că îndrăznesc să spun că fotbalul este dăunător articulațiilor. Nu-l putem interzice, așa cum nu putem interzice fumatul, alcoolul sau alte, știu eu, plăcere ale vieții noastre. Sportul ne provoacă plăcere, dar sportul ne provoacă, din păcate, și nenumărate, neplăcere, adică distrugere articulare. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Câte ore de sport sunt indicate pe zi și pe săptămână? Foarte greu de spus. Pentru că dacă este să, să numărăm orele de not, putem să notăm două, trei ore pe zi fără mari probleme. Dacă este să alergăm, un sfert de oră de, de jogging poate fi deja mult pentru articulațiile noastre. Mersul pe jos este indicat? Mersul pe jos, să spunem, este la fel de dăunător articulațiilor ca și joggingului. În exces, de asemenea, poate duce la probleme de tip articular. Și sunt probleme cu care mă confrunt zilnic nu numai față în față cu pacientul, ci și telefonic, răspunzând problemelor pacienților pe formuri medicale, sunt probleme cu care mă întâlnesc de sute de ori pe zi. Deci mersul pe jos nu face piciorul frumos? În exces, nu. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru prezența la cu noi în și pentru informațiile pe care le-ați adus. Drag. Cu mare drag. Continuăm.